Direcția Județeană de Statistică Hunedoara a prezentat noi date privind sporul natural al populației valabile pentru luna martie a anului în curs. Chiar dacă se stă mai bine decât în luna februarie, sporul natural continuă să fie negativ, adică sunt mai multe decese decât nașteri în județul Hunedoara, dar acest lucru este, din păcate, întâlnit în întreaga țară. Majoritatea celor care au încetat din viață aveau peste 70 de ani, iar numărul nașterilor este la jumătatea celui privind decesele. În luna martie 2022, în județul Hunedoara s-au înregistrat nașterea a 235 de copii, cu 38 mai mulți copii decât în februarie 2022. Numărul deceselor a fost de 582 de persoane, cu 180 mai puține decât în februarie 2022. Sporul natural a fost minus 347 de persoane. La nivel național s-au născut 13.271 de copii, au decedat 26.214 persoane, sporul natural minus 12.943. Numărul persoanelor decedate fiind de două ori mai mare decât cel al născuților vii. 70% din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele cu vârstă de peste 70 de ani. Cifrele seci, dar oficiale ale statisticienilor, ne mai arată un lucru sumbru. Astfel, în martie 2021, în plină perioadă pandemică, numărul deceselor înregistrate în județul Hunedoara era aproape dublu față de cel întâlnit în prima lună de primăvară a anului în curs. Singurul lucru îmbucurător este acela că numărul de nașteri a rămas relativ constant. În luna martie 2021, numărul născuților vii în județul Hunedoara a fost 241 de copii, numărul decedaților 828, iar sporul natural minus 587 de persoane. La nivel național, cu un spor natural negativ de 347 de persoane, județul Hunedoara se află ca număr de scădere a populației pe locul 13 din 42, adică în primul sfert al acestui nedorit top.